Situația de la Serviciul de Permise Auto și Înmatriculări a fost analizată luni în ședința operativă de la Prefectura Suceava. În urma discuțiilor s-a constatat că nu au fost identificate soluții pentru reducerea decalajului de 6 luni la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Mulți candidați se află la limita de expirare a dosarului de înscriere la examen. Instituția prefectului anunță că a solicitat la sfârșitul lunii februarie tuturor prefecturilor din țară să analizeze posibilitatea de delegare a unor polițiști examinatori pentru Serviciul de Permise Auto Suceava. Doar 2 prefecturi au răspuns pozitiv. Prefectura Bacău va trimite un polițist examinator în perioada 20 martie-1 aprilie, iar Prefectura Bacău va trimite 8 polițiști examinatori în zilele de 14 și 15 aprilie. De asemenea, Prefectura Suceava a solicitat Ministerului Afacerilor Interne delegarea unui număr de 6 agenți din țară la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava. În paralel sunt, în parcurs de aprobare, solicitările pentru detașarea 2 cadre militare din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, care îndeplinesc condițiile legale și care vor urma să desfășoare activitatea de examinare practică pe traseu. Până la concretizarea acestor demersuri, în zilele de 26 martie, 2 aprilie, 16 aprilie și 30 aprilie, vor fi organizate sesiuni suplimentare la examenul de traseu. Programarea se face în baza solicitărilor făcute de persoanele care se prezintă în audiență la șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări.